Salut, sunt Robert și adevărul e că nu aveți niciun motiv să faceți pastele în casă de la zero, altul decât pentru plăcerea de a le face. Mie mi se pare așa o chestie meditativă puțin, ești doar tu și aluatul, mă relaxează. Așa că astăzi facem paste și poate la sfârșit, dacă, în funcție de cât de mult o să vorbesc, facem și o rețetă cu ele, adică nu doar să facem paste, să le și gătim cu ceva. O să facem tagliatelle, pentru că se fac super, super ușor și e forma cea mai ușoară de făcut, așa, fără prea multe ustensile. În descrierea videoului o să găsiți link către rețetă, dăm drumul la treabă. Rețeta de astăzi va ajunge cam pentru 4 porții de paste, 4 persoane. Am aici 150 de grame de făină cernută, orice făină. Dacă vreți să fiți super, super tradiționaliști, făină italiană tip 00. Dacă nu, ce făină aveți? O să pun peste un ou întreg și 5 gălbenușuri. Dacă vreți un aluat mai tare, folosiți mai puține gălbenușuri, 4 sau 3. Dacă vreți un aluat mai moale, mai puteți adăuga eventual un gălbenuș. Pentru mine asta e cam combinația ideală. Nu sunt niște cantități super, super exacte. Adăugăm un pic de sare și un pic de ulei de măsline. Folosesc doar sau în majoritate gălbenușuri, aș putea să folosesc, de exemplu, nu știu, 3 ouă. Dar folosesc mai multe gălbenușuri pentru că grăsimea din gălbenuș împiedică formarea glutenului sau îngreunează formarea glutenului și atunci aluatul pe care îl vom obține va fi mai ușor de lucrat. Și mai bun pentru că gălbenușul are o grămadă de grăsim, de gust. O să vedeți și culoarea ce frumoasă va ieși. Folosesc la început o furculiță să le amestec, pentru că oricum o să vedeți, ne murdărim pe mâini. Când am amestecat cât de cât să nu mai fie separate ingredientele, scot pe blatul de lucru tot. Puteți să începeți și pe blatul de lucru direct, faceți o grămăjoară cu o gaură în mijloc, puneți acolo ouăle și le amestecați. Mie îmi place să lucrez cu bolul, nu știu, așa m-am obișnuit. Și începem să frământăm. Dacă e prea moale aluatul, puteți să mai adăugați făină. Bun, am format cât de cât o bilă care momentan n-arată foarte bine și acum va trebui să îl frământăm pe aluat cam 10 minute. Cel mai sigur este să folosiți un timer, pentru că o să vi se pare că trec 10 minute mai repede decât trec de fapt. Atenție la frământat, este un pic diferit față de cum am frământat o pâine, de exemplu, sau un aluat de cozonac, adică nu încercăm să întindem foarte mult aluatul. Pliem, folosind podul palmei, pliem puțin din aluat și apăsăm. Pliem puțin și apăsăm. La fiecare pliere și apăsare, după apăsare, rotesc puțin. Iarăși folosesc podul palmei să pliez aluatul și apăs. Iarăși rotesc. Și așa mai departe. Ideea ar fi de dedesubt să se formeze o suprafață netedă și dacă încerc să-l întind foarte mult, pentru că nu este atât de elastic ca un aluat mai hidratat, un aluat de cozonac sau de pâine, se rupe.
Deci nu trebuie întins foarte mult, mai mult prin presare vom lucra. Ok, aluatul e gata. După cum vedeți, pe partea care atingea planșeta e destul de fin și dacă l-apăs, el se ridică înapoi. Semn că s-a format o rețea de gluten suficient de puternică în interior. Rețea de care acum trebuie să scăpăm, adică îl vom înfolia cu folie alimentară și o să lăsăm să se odihnească între ghilimele minim jumătate de oră, eu recomand o oră. Vreau să vă zic de chestia asta cu lăsăm glutenul să se relaxeze, că e așa ca o vorbă din popor mai mult, că glutenul nu se relaxează. De fapt, ce se întâmplă este că unele dintre legăturile create în rețeaua de gluten pe care am format-o, frământând aluatul, se deteriorează în timp și se rup. Și de asta, după ce lăsăm aluatul puțin să se odihnească, e mai moale și poate fi întins mai ușor, nu se strânge înapoi. Pentru că legăturile care îl țineau elastic s-au mai rupt și atunci el poate să fie întins. Ok, gata cu vorba. La temperatura camerei minim jumătate de oră, dar eu vă recomand o oră și dacă lăsați 3 ore, 4 ore, tot n-are nimica, doar să fie bine țiplat și să nu lăsați, nu știu, mai mult de 6 ore sau ceva de genul ăsta. Ok, păi să ne apucăm de treabă cu aluatul care s-a odihnit. O să-l împart cu o racletă din asta în 4. Dacă faceți mai mult, împărțiți în mai multe părți. E mai bine să lucrați cu un pic mai puțin aluat decât cu prea mult. Și o să opresc o singură bucată și pe rest o să le pun înapoi în folie pentru că se usucă destul de repede și nu o să mai putem lucra cu ele altfel. Tot timpul folosim mai multă făină decât credem că avem nevoie, pentru că cel mai rău este ca aluatul să înceapă să se lipească. Eu o să folosesc un mixer din ăsta cu atașament pentru paste. Dacă nu aveți, se pot face și cu un tel ca ăsta sau ce tel aveți acasă, sucitor sau cum eu zice. Tot timpul sunt certat că nu știu denumirile. Se poate face și cu un sucitor, durează mai mult și e un pic mai greu, dar rezultatul e aproape la fel. Ok, o să începem prin a lamina puțin aluatul nostru și pur și simplu îl întind puțin și îl împăturesc în trei. După care îl întorc cu pliurile în jos și îl întorc la 90 de grade. Deci, inițial a fost așa, am împăturit, îl întorc la 90 de grade și îl întorc cu pliurile în jos. Și îl mai întind o dată. Mie place să-l laminez de două ori, puteți să o faceți și de trei ori și de câte ori vreți voi. Și scopul laminării este pentru a avea un bite mai bun, o textură mai bună a aluatului. Sau a produsului final, mai bine zis. Ok. Și acum, dacă faceți cu sucitorul, vă apucați și întindeți. Și cum e bucata asta, vedeți că e acum mai lung, mai înaltă decât lată. Aș întoarce-o invers și aș începe să întind așa. Și când ar deveni iarăși mai înaltă decât lată, aș întoarce-o iarăși invers și așa mai departe, până aș întinde o foaie mare și foarte, foarte, foarte subțire, pe care după aceea o tăiem în ce forme vrem noi. Dar pentru că am
atașamentul la mixer, o să folosesc mixerul și încep pe mărimea 1 și continui în sus cât de mult vreau, probabil o să mă opresc la 7. Pe cea mai mică viteză și cum prinde atașamentul blatul, îi și dau drumul. Pe mărimea 1, pe mărimea 1 îl dau de două ori pentru că încep cu un blat foarte gros. După aceea opresc mixerul, trec pe mărimea 2. Iarăși multă făină pentru că nu vreau să se lipească. Și din nou. De cum prinde mixerul blatul, îi dau drumul și îl aștept pe partea asta altă. Și așa mai departe. M-am oprit la 7 pentru că nu s-a lungit chiar atât de mult blatul meu, nu l-am tăiat, dar dacă aș fi continuat până la 8, deja trebuia să-l tai pentru că este prea lung, sau voi dacă folosiți, începeți cu o bucată mai mare de aluat și se lungește prea mult, pur și simplu o tăiați în două și faceți pe rând fiecare. Bun, în scopul de a felia, de a forma pastele, o să tai aici în două. Și o să suprapun bucățile. O să le dau foarte, foarte bine cu făină, pentru că nu vreau să se lipească între ele. Bun. Ca să vedem, se vede pe camera de sus. Deci, cum am zis eu, o să fac taliatele. Am pus cele două jumătăți una peste alta, foarte bine date cu făină. Și acum o să rulez dintr-o parte până la jumătate și din cealaltă parte tot până la jumătate, aproximativ. Și am obținut un fel de rulou așa. Și cu un cuțit de bucătărie bine ascuțit, încerc să nu apăs, să fac mai mult prin tăiere. Cât de gros sau cât de subțire doriți. Bag cuțitul la mijloc, pe dedesubt. Și întorc cu lama în jos și ridic. Și am taliatele mele. Cu grijă să nu vă tăiați. Cam asta e. V-am zis că e ușor de făcut. Puneți-le într-o cutie închisă ermetic sau într-o pungă unde să nu se usuce. Și puteți să le țineți la frigider pentru câteva zile sau la congelator pentru câteva săptămâni, sau puteți să le gătiți pe loc, ceea ce vom face într-un episod următor. Mulțumesc mult că ați avut răbdare și v-ați uitat până la final și data viitoare o să facem niște taliatele foarte, foarte bune și super rapid de făcut. Cred că în 3 minute sunt gata gătite. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!